Duminica în Moldova, la Stăuceni, județul Botoșani, am emoții de fiecare dată, chiar aici cu filmările am avut niște mici ezitări, colegul Max e foarte exigent cu deplasarea noastră a echipei mobile în comunitățile moldave. Bună ziua Moldova, bună ziua Stăuceni, bună ziua Iași. Suntem la biserica din satul Victoria, una dintre localitățile comunei Stăuceni. Îl salut cu respect pe domnul primar Cosmin Iepuraș și pe părintele Marius Babiuc. Domnule primar, bine v-am găsit! Bine ați venit și vă mulțumesc că ați poposit pe meleagurile stăucenene. V-am invitat într-un obiectiv important al comunității noastre. Este vorba de biserica din satul Victoria, biserică care a fost ctitorită de către Preafericitul Patriarh Teoctist. Vreau să informez atât telespectatorii cât și auditorii din dumneavoastră că în comuna Stăuceni s-a născut în 7 februarie 1915 Preafericitul Părinte Teoctist în satul Toceleni. În anii 87-86 a demarat construcția acestei biserici, care, cum bine știți, în anii respectivi era foarte greu de a construi un edificiu, mai ales bisericesc, iar cu ajutorul Dumnezeu, în 1992 a fost sfințită chiar de către Preafericitul Părinte Teoctist, împreună cu un alt arhierei și clerii bisericești. E foarte frumos pictată, are un altar foarte frumos lucrat. Să-l întrebăm pe părinte câteva lucruri despre ceea ce înseamnă odoarele bisericești aici. În primul rând, bine ați venit la noi pe aceste meleaguri de taină și pe aceste meleaguri care, iată, au dăruit țării noastre oameni de seamă, pentru că din Botoșani multe personalități se trag și în cadrul Bisericii Ortodoxe Române o personalitate marcantă a ei este vrednicul de pomenire, Patriarhul Teoctist Arăpașu. Așa cum a menționat domnul primar, în 1986 el ajunge la cârmuirea Bisericii Ortodoxe Române în vrednicul de pomenire, Patriarhul Teoctist, și tot atunci se începe construirea, ctitoria bisericii din satul său, de aici din Victoria. Această biserică este construită cu mari sacrificii. Timpurile de atunci, contextul social, făceau aproape imposibilă ridicarea de biserici. Dar cu toate acestea, oamenii care sunt foarte credincioși, au fost și atunci și sunt și acum, au purces așa la îndemnul Preafericitului de a ctitori aici o frumoasă biserică. Prima dată biserica, așa ca o notă, o numeau Biserica din Păpușoi. De ce? Se planta porumb ca atunci când se trecea pe lângă drum să nu fie văzută temelia. După aceea, la un moment dat, s-au sistat din cauza autorităților de la județ, s-au sistat construcția și atunci au plantat varză la un moment dat pe temelie ca să fie ceva. De fapt, acolo se pregăteau oamenii să înalțe lui Dumnezeu un locaș și dacă Dumnezeu a vrut și oamenii au vrut, iată că în ciuda tuturor vicisitudinilor s-a ridicat acest minunat locaș care este un simbol pentru comuna noastră și pentru comunitatea noastră. Unde a fost lucrat altarul? În județul Neamț. Este renumit pentru atelierele de sculptură, pictură și în general pentru facerea de obiecte bisericești. Și acolo meșterii renumiți au sculptat acest frumos sfânt altar. Biserica respectă stilul ștefanian, iar în interior pictura, așa cum vedeți, este deosebită, fiind luminoasă, deschisă. Și este un prilej de bucurie pentru noi toți și de amintire a vrednicului de pomenire, Patriarhul Teoctist. Când e sărbătoarea comunității și hramul bisericii? Nașterea Maicii Domnului este hramul bisericii. De fapt, am putea spune că, iată, comuna Stăuceni, putem să numim așa, nu? Sub oblăduirea Maicii Domnului, deoarece sunt 4 biserici în sat și din toate 4, 3 au hramul Maicii Domnului. Aici este nașterea Maicii Domnului în comună, chiar la Stăuceni, adormirea Maicii Domnului, iar în satul Siliștea este izvorul tămăduirii, o sărbătoare închinată tot în cinstea Maicii Domnului.
Domnule primar, iată că am început deja să facem, să cunoaștem comunitatea și comuna Stăuceni. Aș vrea să vorbiți un pic despre cele patru localități, despre oameni, despre cum vă întâlniți cu ei și la biserică și pe stradă și la primărie, pentru că n-aveți de ales. Sunteți, mă rog, în slujba comunității. Da, comuna Stăuceni este alcătuită din patru sate, este vorba de satul Stăuceni, reședința de comună, satul Toceleni, satul Siliștea și satul Victoria. Comuna Stăuceni are aproximativ 4200 de locuitori, suntem o comună de oameni gospodari, dar fiind faptul că marea majoritate a cetățenilor din comună își desfășoară activitățile atât în comunitatea din comună, în diferite activități, cât și pe platforma industrială a municipiului Botoșan și în diferite activități. Oamenii din comuna noastră, mai ales din satul Siliștea, au fost renumiți încă din anii mai înainte de democrație, pe timpul colectivului, au fost renumiți din punct de vedere a cei mai buni legumicultori din zonă. Mândria că și la ora actuală, chiar parte din ei tineri, respectă tradiția comunității și duc mai departe această îndeletnicire. Tot din punct de vedere activității comunității noastre, vreau să vă informez că și creșterea animalelor este un obiect de bază în comunitate, dar fiind faptul că suntem foarte aproape de municipiul Botoșani, puncte de desfășurare a producției mai ușor pentru ei și de aceea un pic au creat și la comunitatea noastră este un pic mai dezvoltată față de alte comunități care mergem în adunții. Îndepărtate cumva. Da, în zona metropolitană, într-un fel. Da, facem parte și din zona metropolitană, care sperăm cu accesarea proiectului 2014-2020 să avem implementate niște proiecte pentru dezvoltarea comunității și facem parte și de un grup de acțiune locală, Valea Siretului de Jos, vorba de grupul de acțiune locală Vorona, pentru dezvoltarea micilor fermieri, în special. Încercăm și sperăm că și în această perioadă să accesăm o parte din fonduri pentru dezvoltarea micilor fermieri. Vom mai vorbi despre aceste lucruri acolo la sala de spectacol, unde ne așteaptă și copii frumoși, și domnul profesor, și toți ceilalți invitați. Dacă ar mai fi ceva de adăugat despre oamenii din această localitate, despre întâlnirile cu dumneavoastră la biserică și despre biserică în general, despre relația dumneavoastră cu preotul și cu comunitatea. În general cu comunitatea ne întâlnim atât la biserică, ori de câte ori avem ocazia și mai ales dat fiind faptul, cum am spus, că în comunitatea noastră, vorbesc de satul Toceleni, a dăruit pe prea fericitul Părinte Teoctist, noi am avut diferite ocazii în care s-au organizat diferite manifestări cu ocazia 100 de ani de la naștere, cu ocazia s-au organizat un simpozion împreună cu Mitropolia Moldovei și a Bucovinei. Am fost vizitat de deseori de înalt preasfințitul Teofan, care avem o relație de colaborare cu privire la atât la, din punct de vedere a bisericii, cât și cum vom merge și vom vedea în satul Toceleni, satul unde s-a născut Teoctist, comunitatea împreună cu administrația locală am ridicat un muzeu în memoria prea fericitului părinte, iar cum spunem, deseori spunem că pe lângă Iorga, Lucian, Enescu și Mihai Eminescu, județul Botoșani a mai dăruit un mare om, este vorba de patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist. O să mergem acolo la muzeu, dar spuneți-mi ceva despre altar și dacă ne dați voie să filmăm câteva imagini în biserică și din altar. Din fața Sfintelor Uși am să vă rog, dacă se poate, să luați câteva cadre și la fel și acolo este reflectată frumusețea arhitecturală, dar mai ales și stilul acesta care conduce spre rugăciune, care este un
care are o formă deosebită și de fapt toate Sfintele Altare conduc spre rugăciune. Cu atât mai mult aici puteți vedea amprenta în mod direct, amprenta directă a vrednicului de pomenire, Patriarhul Teoctist, deoarece de multe ori, atunci când venea să vadă care sunt stadiile lucrării, pentru că s-a implicat în mod activ, adică nu doar s-a început construirea bisericii și doar atât, ci venea des aici să vadă în ce stadiu se află. Și de fiecare dată când venea, din vasta experiență, din trăirea duhovnicească, găsea cale să îndemne cu sfaturi cum să facă acei constructori ca să iasă așa cum iar place lui Dumnezeu și așa cum s-ar putea ridica o biserică, ce să unească oamenii, să-i prindă într-un cadru de credință, de rugăciune, de faptă bună. Vă poftesc, dacă se poate, să vedeți puțin cum arată altarul ctitoriei Patriarhului Teoctist. Suntem, stimați telespectatori, la Muzeul Teoctist Arpașu. Suntem aici împreună cu părintele și cu domnul primar. Dați-mi voie să vă rog, domnule primar Cosmin Iepuraș, domnule părinte Marius Babiuc, să ne spuneți câteva lucruri despre ceea ce înseamnă acest muzeu. Domnule primar, mai întâi, cum ați început? Pentru că e clar, e preocuparea administrației. Da, acest muzeu pentru noi a devenit o mândrie locală, dat fiind faptul că chiar în acest sat, la câteva sute de metri de aici, a fost născut în 7 februarie 1915 copilul Toader din familia Dumitru și Marghioala Rapașu. În diferite întâlniri cu preafericitul părinte Teoctist, administrația locală a făcut demersuri în vederea construirii un muzeu. Chiar în 2005-2006, cum mai trăia atunci. Da, înainte de 2000. Au fost o idee pornită de la comunitate, chiar din rândul comunității. S-a purtat în 2005 o discuție la Mănăstirii la Vorona împreună cu fostul primar Mihai Chihaia, eu pe atunci eram viceprimar, și cu niște oameni de afaceri de aici, din Toceleni. I-am cerut binecuvântarea de a construi acest muzeu, dânsul la vremea respectivă a spus că este o povară pentru noi, comunitatea, de a menține și a construi un muzeu, și ne-a recomandat la acea vreme să înălțăm o troiță, chiar troița unde este locul, unde este înălțat troița, aia a fost ideea domnii sale. După trecerea la cele veșnice, împreună cu Consiliul Local, cu aparatul executiv a primării, împreună cu cetățenii din sat, am început demararea construcției acestui muzeu. Muzeul, înainte de toate, l-am creionat pe hârtie, după spusele unui nepot de-a prefericitului, vorba de Mihai Rapașu din satul Victoria, cum ne-a descris casa în care s-a născut, dar fiind faptul că el o ține în minte și o are în vedere. Și împreună cu un arhitect, este vorba de arhitectul Mihaiescu din Botoșani, am demarat procedura de a creiona acest muzeu. După creionarea și punerea pe hârtie, documentația a fost înaintată deja mitropolitului Teofan, actual mitropolit Teofan. La vremea respectivă, documentația era prevăzută cu acoperiș de șândrilă. Înalt preasfințitul a spus că zona noastră nu specifică, nu e cu specificul șândrilă, zona noastră este cu specificul stuf, chiar așa este. Atunci am schimbat din mers proiectul și am, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului, a venit la fața locului, le-am prezentat locul unii ne-am dorit, ne-am dat binecuvântare și în 2014, cu ajutorul lui Dumnezeu, a fost sfințit de către Înalt Preasfințitul Mitropolit Teofan și Mitropolitul Europei de Est, Macarie. Împreună a fost sfințit acest lăcaș și de atunci este deschis cu orice ocazie, în special cei care vă vizitează comuna. Da,
Da. Bineînțeles, noi avem în calendarul cultural încă două activități. Este vorba de 7 februarie, ziua de naștere a Patriarhului, care în fiecare an, împreună cu toți preoții din comună, facem o activitate în care se depun flori la bustul lui, se fac diferite slujbe pe care de pomenire, și pe data de 30 iunie, când a trecut la cele veșnice, la fel este o sărbătoare pentru comemorarea noastră de pomenire. Spune ceva despre ceea ce se găsește aici în Muzeul Părinte. Se găsesc obiecte care au aparținut vrednicului de pomenire, Patriarhul Teoctist, într-una din camere, într-una din încăperi, și cu siguranță o veți vizita și o veți prezenta publicului, pentru că sunt obiecte cu o valoare deosebită, o valoare inestimabilă, atât pentru noi ca și comunitate, dar pentru întreaga țară. Și pentru... Vreți ce se află aici întâi și apoi aici, să vizităm și încăperea cealaltă. Aveți ocazia să vă reamintiți puțin din viața de altă dată și din patrimoniul cultural al poporului nostru, din spiritualitatea noastră, că până la urmă vedeți aceste odăi, aceste camere mici în care se găsesc lucruri puține, dar utile, cu căldura aceasta care se degajă, și camera primitoare din, să spunem așa, în ceea ce ține de cultura noastră, a poporului român, vedeți câteva obiecte care sunt specifice zonei noastre, zonei stăucenilor. Bineînțeles, le se întâlnesc și în alte, și în alte localități, dar specific cam acestea sunt prezentate. Aș vrea totuși să vorbesc puțin despre acest muzeu care a fost ridicat, iată, la insistențele, trebuie să spun că domnul primar este modest și e bine să fii un primar modest, că zilele noastre greu găsești oameni modești, dar a avut un efort deosebit a depus și un aport deosebit la ceea ce ține de ridicarea acestui muzeu. Astăzi muzeele se închid, astăzi muzeele nu sunt vizitate, astăzi muzeele, pentru că nu aduc beneficii, sunt scoase cumva undeva într-o margine în ceea ce ține de, din păcate, trebuie să recunoaștem, ori a construi un muzeu și al finaliza în anul 2014, a o luat de la zero, este o realizare, sau este ceva deosebit. Și un respect pentru ceea ce înseamnă biserica și ce înseamnă patriarhul, de altă dată, prea fericitul Teoctist. Da. Rolul unui muzeu, știm foarte, foarte bine că nu este acela de a informa publicul, a-l forma, și are și un rol estetic de a prezenta și de recreere. Dar noi aici ne aflăm în casa, în muzeul care reconstituie casa Patriarhului Teoctist, și rolul principal al acestui muzeu este acela de a forma. Se poate, mă veți întreba, cum părinte poate să formeze un om astăzi când toată lumea e pe tablete, pe tablete, pe calculator. Cum poate să formeze un caracter? Nu, emisiunea pe lingură, tot acolo. Da. O lingură de lemn, o laiță și două covoare din acestea. Păi poate, pentru că un tânăr astăzi, și nu numai un tânăr, dar în general un om care pornește în viață, când vine și vede că se poate, practic vrednicul de pomenire, Patriarhul Teoctist, a luat-o de la zero. De la zero în ce sens? A plecat fiul de țăran, oameni simpli, până la moartea sa l-a numit pe învățătorul satului cel mai bun profesor universitar al său, că a fost cel care l-a convins pe tatăl său să-l dea la școală. Și iată, pleacă de aici, dintr-un loc din care, dacă ar fi, cine s-ar fi gândit că pe aceste meleaguri, iată, în 1915 se naște un patriarh, un viitor patriarh al României. Și tinerii noștri pot vedea acestea. Nu avem nevoie de lucruri ca să ajungem. Avem nevoie de oameni, avem nevoie de căldura familială. Până la urmă, acesta a fost sprijinul, pentru că el a fost înțeles, deși tatăl său de multe ori
a încercat să-i, nu să-l oprească, dar a încercat să-l țină aproape, să-l aibă la bătrânețe, așa cum se practică, să aibă pe cel care să-l îngrijească la bătrânețe. Totuși, frații lui îl duc la mănăstire, la cererea lui, pentru că l-au văzut că era trist și era cerea aceasta, sufletul lui era acolo. Și în Duminica Tomii, în 1928, intră ca frate de mănăstire la mănăstirea Sihăstria Voroni. Deci, după ce a mers de mai multe ori pe jos, desculți, era obișnuit pentru că păștea cârlanii familiei și era obișnuit să meargă așa, după ce a mers de mai multe ori la mănăstirea Sihăstria Voroni, este atras acolo și sufletul lui se regăsește acolo, este cumva prins în obștea monahală de acolo. Despre veșmintele de încăperea cealaltă și despre un cel mai valoros obiect de acolo, o cruce, nu? Sau ce? Toate sunt valoroase, așa cum spune domnul primar, dar pentru că suntem persoane și suntem subiectivi, pentru mine aș putea să spun că cel mai valoros exponat de acolo este acea icoană, acel diptic pe care, sau acea icoană pe care vrednicul de pomenire a avut-o întotdeauna lângă dânsul. Întotdeauna nu a dat niciodată explicații în mod direct despre acea icoană, dar întotdeauna o purta alături de el și cu siguranță că, bineînțeles, dar cred că cel mai important, mântuire. Și mântuire. Sunt acolo două straie, atât de mitropolit, cât și de... Se găsesc în muzeu veșminte. De când era mitropolit, se găsesc veșminte de când era patriar, se găsește mantia cu care l-a primit în România pe Papa Ioan Paul al II-lea, un eveniment de asemenea deosebit pentru întreaga creștinătate, pentru că este prima vizită a unui papă într-o țară majoritar ortodoxă. Nu a mai fost de atunci. Deci a fost prima și... Până astăzi. Da. Asta arată o deschidere și o înțelegere și o altfel de raportare la semenul nostru, la lumea de lângă noi. Așa, după aceea mai avem biroul, o parte din, sunt cele 17 volume din colecția descrieri pe care a avut-o Predici, aproximativ 1500 de articole, sunt în total peste 7000 de pagini. După aceea, obiecte personale, pixul cu care scria cele multe, așa ca o notă distinctivă, l-a primit de la o persoană din Tocileni și, deși avea mai multe, acele era drag lui, venea de acasă și întotdeauna când erau primiți atât membri din comunitatea locală cât și din cadrul primăriei, îi primea numindu-i guvernul de la Siliștea, nu? Da, așa, de la Tocileni. Ultima vizită care a avut-o în 2005 ca școala din satul Tocileni se poartă numele. El având impresia că școala este școala lui Romanescu, școala în care a învățat el. Școala în care a învățat el era o școală mică, într-o casă, iar când a venit și a dezvelit... Școala din Tocileni, spuneați că a dus să poarte numele patriarhului Teoctist. Da. Iar în momentul când a dezvelit placa în care școala... Mi-a dat acceptul, iar în momentul când a dezvelit placa, i-a dat lacrimi, voi, și chiar cu... A spus, voi aveți școală ca la oraș. A fost deci, foarte bine realizat, înseamnă. Da, școala este o școală cât de cât modernă, având, în primul rând, autorizații sanitare și asta spune totul. Când unitate a respectat toate normele. Da. Și atunci a fost pentru ultima oară și la biserica din sat și... Acum de acolo de sus ne privește. Da, eu cred că am avut diferite obstacole, la fel de fel de probleme. Chiar și când am construit primul bus la Victoria, chiar și așa, am simțit de fiecare dată ajutorul lui. Și aici
Lucrez și în anii administrației. Pentru că un om bun poate fi ajutat în egală măsură. Da. Chiar administrația locală a apelat în diferite rânduri cu diferite probleme la Preasfințitul Părinte, încercând să ne ajute cu diferite vorbe bune mai sus puse. Referitor la muzeu, aici să dau concursul la partea de etnografie în camera în care ne aflăm, doamna Băltuță, care este un muzeograf pensionar la ora actuală, ea s-a ocupat de la A la Z cu domnul arhitect Mihăiescu și cu domnul profesor Dumitriu, care, din punctul meu de vedere, a avut mână liberă să facă exact așa cum văd lucrurile și cum să fie un lucru deosebit. Ca să respecte perioada în care a trăit, doamna, prea fericit. Doamna, fiind etnograf, chiar a fost foarte, foarte dură cu privire la selectarea obiectelor care le vedem, din exponate, care le avem aici, da. Iar partea în cealaltă încăpere s-a ocupat și domnul arhitect Mihăiescu împreună cu, v-am spus, cu Dumitriu și cu doamna Băltuță.